Bună dimineața tuturor! Astăzi este ultima zi în LA. Am ieșit la o mică plimbare și plănuiesc să ajung pe la Venice Beach imediat. Zic plănuiesc pentru că am ieșit puțin cam târziu. Este ora 11 și 10 minute în momentul ăsta și pe la 12 trebuie să pornim pentru a face turul studioului Warner Brothers și după un hike în Hollywood. Așa că este o dimineață drăguță în Marina del Rey sau, mă rog, marginea Marina del Rey spre Venice Beach. O să fac undeva la 30 de minute pe jos până la plajă și până eu să iau niște suveniruri și poate să și filmez ceva chestii pe acolo drăguțe, mă rog, rapide. Este prima dată când vin în LA și este vară și de ce îmi place foarte mult chestia asta este pentru că se întunecă foarte târziu și pot să fac mai multe chestii. Doamne, mi-am pus mâna, credeam că camera asta, foto este mai ușoară, dar nu este la fel de ușoară dacă o ții în mână 10 minute într-una și vorbești cu ea. Nu am să glumesc cu voi, vlogul ăsta a fost foarte greu de făcut pentru că pur și simplu am ajuns de multe ori să nu pot să trăiesc în moment pentru că voiam să fac cu telefonul vertical, mai facem cu camera orizontal, după care cu telefonul, o poză, după care cu camera, o poză. Voiam toate formaturile și sincer nici măcar nu știu ce format ar trebui să aleg în momentul ăsta. În momentul ăsta încerc și formatul ăsta orizontal pentru că îmi place mie și mi-am dorit să fac și format orizontal, dar nu știu dacă asta preferă oamenii. De adevăr, asta prefer eu, încerc să găsesc o balanță. În mod cert, ce filmez cu camera poate să fie folosit doar pentru vlog și câteva chestii super limitate versus ce filmez cu telefonul poate să fie repostat și refolosit de mai multe ori în mai multe contexte. Oricum, foarte multă pălăvrăgeală, hai să ne bucurăm de ziua asta. Citeam în dimineața asta tot felul de știri despre Coldplay și văzusem story-ul unei prietene care spunea: sunt foarte dezamăgită că în această seară nu am bilet, că poate că vine Țancă. Și sincer, rezonez. Am ajuns acum în final și la plajă, suntem în Venice Beach, însă în câteva minute trebuie să mă îndrept înapoi ca să pot ajunge la timp și la studiourile Warner. Mi pare să fie o zi drăguță în Venice. De obicei cerul este albastru în a doua parte a zilei, așa că este drăguț acum că e albastru acum, în prima parte a zilei. O să iau unul din ăsta. Unul din ăsta. Și și am plecat spre Warner Bros. Are you ready? Da? Da! Recent am avut șansa de a face turul studiourilor Warner Brothers din Hollywood. Practic am luat cartul și am fost plimbați printre seturile de filmare sau orășelele false care nu există. Asta este de exemplu casa lui Arya din Pretty Little Liars. Ducându-ne mai departe găsim și orașul New York unde s-a filmat Spider-Man, Friends și multe alte producții. Fun fact, chiar aici s-a filmat și intro-ul de la Friends și asta este canapeaua originală. Și nu este deloc moale. Mai departe am fost plimbați printre seturile de filmare precum Friends, Two and a Half Men sau The Big Bang Theory. Este o experiență genială pentru că decorurile par foarte reale, însă în spate nu este nimic decât niște chestii care susțin toate aceste decoruri de carton sau lemn. Am văzut mai departe și costumul original al lui Batman sau multe alte costume sau decoruri din Game of Thrones originale. Un video mult mai lung și mult mai detaliat pe care îl voi încărca pe youtube.com/vladvaida. Lasă acolo un subscribe și lasă aici un follow pentru mai multe clipulețe detaliate. It kind of depends on the changes here at Warner Brothers, whatever movies, TV shows we're making. Before is what you see today, Warner Village. This used to be known as our Western backlot, Laramie Street. But see, in the 90s, we weren't making a whole lot of Westerns. In the early 2000s, we built it to what you see today, Warner Village. But since then, you see this neighborhood in episodes of the George Lopez Show. This is where George Riley's neighbor to go front with their neighbors. For Two and a Half Men, who rose to Charlie go to their wedding. For young Sheldon. Bine, am ajuns la Hollywood. Am început hike-ul. Va dura o oră jumătate să ajungem până acolo sus. The Warner Bros. Tour was 3 hours, so it was pretty demanding. Especially because you were not allowed with coffee. Mostly anything. Except for water and stuff. There's a lot to take in. Uh-huh, and there was like a lot of information all at once. When in Hollywood. Și am ajuns deasupra semnului Hollywood și nu vei să cred că dintre atâția oameni cât sunt în orașul ăsta, când am ajuns aici, eram doar eu cu amicul meu, doar noi doi aici. Acum mai sunt oameni, dar nu știu, mi se pare impresionant cum hike-ul ăsta nu e atât de popular precum credeam că va fi. Trader Joe's plantain chips. I have no clue what that is. A plantain is like a banana. Okay. So like banana chips. Yes.
Ok. Mergem acum la The Grove să mâncăm. Nu am mai fost la The Grove până acum, deci, mă rog, aparent cred că e cel mai mare mall din LA. I think so. Right? I think it's one of the LA's biggest malls. I think so. I think so. Anyway, suntem acum în Hollywood Hills, tocmai ce am terminat haiku. And we are hungry. What do you want to eat? Tacos, maybe? Boring. McDonald's. I don't know. Maybe Chinese food. Vreau să mănânc McDonald's ca și ieri. I want to eat McDonald's like yesterday. Și în drum spre mall am ajuns și chiar în Hollywood. Acum urmează să ajungem și pe Walk of Fame. Suntem în Hollywood și avem niște discuții foarte încântătoare legate de Hollywood. Despre Timothée Chalamet. Yeah, so you were saying, what you were saying? He was in Interstellar. Yeah. That was probably the first movie I saw him in. I just know, like, years ago he was a big deal as well. In what? I don't know, I just saw and heard people on TikTok talk about it. Oh, okay. Then Austin Butler, first time I saw him was on a Netflix fantasy show called, I think, Sword of Shannara. And it only lasted a few seasons. And he was kind of like the kid, the young hero. Didn't really get a big following. Mm. And then suddenly he played Elvis, and now he just blew up as a A-list Austin actor. Butler? Yeah. Like, I've heard of him before. I don't know what production, but I know he was, like, pretty huge before, too. Elvis was the big, like, big deal. Was it, though? Oh, Jimmy Kimmel. Wait, he's here? Yeah, Jimmy Kimmel live. This is where they shoot it? Well, that's parking for it, so nearby, yeah. Oh. That is interesting. Oh, they're shooting at El Capitan, which is right behind us. Yeah. Like on Walk of Fame? Uh-huh. Oh, interesting. I didn't know that. Maybe we should go there. Bine ați venit la The Grove. Acum hai să ne uităm după mâncare. Asta aparent este unul dintre mall-urile cele mai mari din LA. Și asta e prima dată când am venit aici. Nu am nici cea mai vagă idee cum s-a terminat vlogul ăsta ieri. Tot ce știu este că astăzi este ultima zi și, adică, mă rog, cam într-o oră trebuie să părim înapoi spre nord, spre San Francisco. Între timp o să mai facem o mică oprire de unde se vede și centrul orașului. Oricum, am vrut doar să vă mulțumesc pentru că ați urmărit vlogurile de aici din LA. Este unul dintre orașele mele preferate pe care îmi place super mult să le vizitez. Și bineînțeles că în ultima zi este efectiv albastru. Albastru cerul și mereu a fost înorată prima parte a zilei. Oricum, ieri a fost o zi super, super, super plină. Am fost în Hollywood, am fost la studiourile de filmare unde am filmat o grămadă de chestii. Sper să le pot aduna pe toate și să le pun aici pe vlog, pentru că a fost o mare parte cu telefonul, o parte cu camera. Nu am nicio ordine între ele, așa că sper să le găsesc. Oricum, mă duc acum să fac bagajele și ne auzim mai târziu. Înainte să plec de la cazare, am vrut să vă arăt ce mi-am cumpărat de la studiourile Warner Brothers. A fost de vânzare scriptul oficial de la Joker. Într-adevăr, filmul este lansat de ceva vreme, însă mi s-a părut un souvenir super mișto să deții scriptul final. Magneți! Ușa de la frigiderul mi este foarte îngreunată în momentul ăsta, sper să mai reziste și cu magneții ăștia. O cană cu The Flash și aici pe față se vede că e Warner Bros. O altă cană, însă de data asta cu Blue Beetle. Și din nou cu Blue Beetle paharul ăsta. Și am ajuns din nou din punctul în care am pornit. Asta este Mulholland Drive. Acolo se vede semnul Hollywood și dincolo se vede centrul orașului.